Salutare, iubiții mei români, aici Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete, prezent la datorie în Laboratorul de Șosete, bineînțeles. Astăzi vreau să vă povestesc despre povestea noastră a Laboratorului de Șosete și cum a luat toată treaba aceasta a ființă, pentru că multe persoane m-au întrebat acest lucru. Hai să vă zic. Înainte să fac treaba aceasta cu Laboratorul de Șosete, chiar de la 19 ani m-am apucat de antreprenoriat, acum am 34, mulți înainte, mulțumesc. Da, la 19 ani m-am apucat de antreprenoriat, aveam foarte multă treabă în târgurile de la Romexpo, furnizam personal pentru târgurile care se desfășurau acolo. Băieți și fete, pentru târgurile care se desfășurau acolo, pentru stand, hostese și nu numai. Lucrând mult în domeniul târgurilor, a venit ideea să facem un târg. Un târg și până la urmă am ajuns să fac târgul de la Romexpo numit Petexpo. Asta am făcut eu timp de 10 ani și mai bine. Și simțeam așa că totul este pe o linie foarte stabilă, cu o ușoară creștere, dar simțeam că nu se poate face nimic mai mult. Și am vrut neapărat o idee unde să pot să adaug cărămidă cu cărămidă în fiecare an și să poată să crească în fiecare an, ducându-se la înălțimi nebănuite, bineînțeles. Și văzând la un moment dat filmulețul cu The Man Who Built America, vă recomand, este un documentar extraordinar făcut de History Channel, care arată mari industriași americani de atunci, de la începutul anilor 1900 și chiar înainte, oameni de tipul Henry Ford, John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt și alții care au pus bazele economiei și industriei americane. Văzând acel film, am simțit așa o energie și un entuziasm și am zis că neapărat vreau să fac ceva în domeniul producției, ceva palpabil, să pun mâna, să văd mașini, să văd sisteme, să avem așa echipe, să lucrăm tot felul de lucruri complexe, să ne organizăm mai mulți oameni în diverse activități. Și am zis, ok, gata, m-am hotărât, vreau să fac producție. Eram conștient că producția este cel mai greu lucru pe care îl poți face dacă te apuci de o afacere. De ce? E logic. Orice ai produce, și dopuri de plastic dacă produci. Ei bine, atunci când începe o activitate de producție, prima dată e foarte greu să ajungi la acel produs pe care ți-l dorești. Pentru că sunt foarte multe chichițe, efectiv, de know-how pe care firmele care produc de ani de zile și zeci de ani și zeci de ani le-au învățat lovindu-se de ele, de diverse probleme. Așa, tu când te apuci prima dată, poate știi niște baze, poate chemi un specialist și așa mai departe și faci ceva. Dar poate acel ceva nu este adaptat pieței, poate de fapt nu rezistă bine la folosire și așa mai departe. Și de aceea producția are un termen de cel puțin, zic eu, jumătate de an pe orice ai produce, până când se stabilizează cât de cât, acel produs pe care vrei să-l faci, ingredientele pe care le folosești, relațiile cu furnizorii, eventual, bineînțeles, și cu clienții, da, la un moment dat. Și cumva știam chestia asta, dar eu m-am crezut mai deștept, ceea ce nu e adevărat, și să nu faceți asta niciodată. Am zis că nu, că noi într-o lună, două, gata, învățăm tot și după aia îi dăm bice. Și n-a fost așa. Bineînțeles că a durat 6 spre 8 luni până am pus bazele și totul a mers cât de cât pe o linie de plutire. Mă rog, și îmi doream foarte mult această activitate de producție și știam că pentru a face producție este nevoie de foarte mulți bani, evident, ca să faci să iei utilaje și așa mai departe. Mă rog, mai puțin producția de tip manual, dar care nu mi se pare foarte bună, pentru că acolo e foarte greu să concurezi cu țările unde forța de muncă este foarte ieftină, cum ar fi China, India, Bangladesh, Pakistan și așa mai departe. Și am zis că vreau o producție care să aibă la bază și mașinării sau să se bazeze foarte mult pe mașinării, pe roboți, ceva care să fie foarte, foarte recent. Și mi-am dat seama că pentru a face rost de banii necesari pentru a face o producție, am nevoie să apelez la fonduri europene. Și iată că m-am informat foarte mult de fonduri europene, mai ales că eram motivat că cineva, o cunoștință de familie, un prieten de familie, cu 2 ani înainte să mă gândesc eu, luase de la fonduri europene 200.000 de euro nerambursabil. Până atunci eu nici nu prea
credeam că undeva este ceva ce nu cunoaștem. Adică conceptul acesta de nerambursabil părea de neconceput. Ideea să-ți dea cineva niște bani să nu ții mai ceară înapoi, mi se părea de neconceput. Și am văzut la el, am văzut că se poate, că este real, și am zis că trebuie neapărat să profit și eu de această oportunitate. Mă gândeam că atunci când o să ajung la bătrânețe, o să râdă nepoții de mine, să-mi spună: băi, dar chiar se dădeau bani gratis când erai tu tânăr și n-ai fost și tu în stare să iei nimic? Și am zis: nu, neapărat trebuie să mă documentez. Și la început, ca orice lucru pe care îl iei de la început să-l înveți, așa, la început, orice lucru pe care îl iei de la început și îl înveți, normal că e acel blocaj, adică pare totul foarte complicat, sunt foarte multe, nu prea înțelegi despre ce e vorba, te descurajezi și așa mai departe. O secundă. Ei bine, până la urmă am reușit să îmi dau seama cam care e configurația fondurilor europene, citind, vă recomand un site foarte bun, se numește fonduri-structurale.ro. Acolo veți găsi super, super multe informații, foarte bine structurate, și să vă abonați la newsletter, la ei, pentru că veți fi primii care veți afla atunci când iese un program nou. E foarte important să faceți treaba asta, dacă vreți să aplicați la fonduri europene. Da. Bun, și am vrut să aplic la fonduri europene pe producție. Știam și că șansele sunt foarte mari să iei finanțare pe producție, pentru că normal producția este cea mai favorizată, fiind practic baza economiei. Bun. Și m-am uitat, am văzut lista de activități care erau eligibile pe aceste proiecte pe fonduri și am tot căutat. Mi-am făcut o listă scurtă cu câteva activități. De exemplu, mâncare pentru animale, pentru că eu făceam și fac în continuare târgul pe Texpo, târgul dedicat animaluțelor de companie. Mă gândeam că e ceva care se leagă. M-am uitat la înghețat, la anvelope, la sticlă, la... nu mai știu la ce m-am mai uitat, tot felul de lucruri. După aceea am vizualizat toată seria How It's Made. Deci am vizualizat toată seria How It's Made. O vară întreagă m-am uitat la How It's Made. În fiecare zi, două episoade. Am văzut producție de orice. Deci de orice. De la skateboarduri, schiuri, acadele, viori, șosete, haine și alte lucruri. Chestiuni chimicale, săpunuri și așa mai departe. Bun. M-am oprit la șosete. De ce? Pentru că pur și simplu mi-au plăcut cum arată acești roboței. Deci mi-au plăcut acești roboței. Și cumva din acel film părea că e foarte simplu. Adică părea că pur și simplu faci un program pe calculator. Eu mă pricep la calculatoare, știu și un pic de programare. Așa. După aia vii frumos cu un stick pe mașină, îl bagi în mașină, apeși pe 1 și hop. Și hop, iese șoseta. Pui firele pe mașină și hop, iese șoseta. Ei bine, iubiții mei români, nu e așa. Nu e așa, pentru că mașina aceasta are literalmente sute de calibraje și fiecare poate să fie greșit, și aceste calibraje se pot modifica în funcție de șosetă, de culoarea ei, de mărimea ei și așa mai departe, de dimensiunea ei și așa mai departe. Și am observat că e de fapt mult mai delicat și mult mai greu să produci. Totuși, odată ce le pui pe toate la punct, poți să ai o producție. Poți să ai o producție, dar asta am descoperit pe parcurs. La început chiar mi s-a părut imposibil. Am ales șosete pentru că am considerat că datorită acestor mașini nu ne trebuie o echipă foarte mare cu care să lucrăm, și asta înseamnă că putem să avem un preț competitiv chiar și față de țările din Asia. Am făcut proiectul, ne-am pus pe treabă, da, bun. Au venit mașinile, eu ce am făcut? M-am dus în Italia la școlarizare 5 zile din cele 10 zile pe care le aveam pe contract, mai am și acum 5 zile. Efectiv, în fiecare zi acolo în Italia când eram super disperat ca creierul meu să fie atât de puternic încât să ia cât mai multă informație, filmam, notam, eram super disperat ca să pot după aia să mă ocup de fabrică, deși părea un pic imposibil. Am notat niște lucruri și am avut impresia că am înțeles. Au venit mașinile, am luat-o pe prima, am vrut să fac o șosetă, n-am dat seama că nu știu nimic. Am meșterit-o pe acolo, pe la ea, manualele, sunt niște manuale, dar pentru că mașina e atât de complexă, conțin doar niște lucruri mai mult de schița ei, de funcționare, adică nu sunt chestiuni așa de zi cu zi. Sunt mai mult chestiuni mecanice, lucruri care nu te ajută neapărat dacă vrei să faci o șosetă, pur și simplu. Și am stricat-o pe prima, am stricat-o pe a doua, am stricat-o pe a treia, pe a patra, pe a cincea și pe a șasea. Le-am stricat pe toate, am căutat prin toată țara, m-am urcat frumos în mașină, m-am dus la alte fabrici de șosete și am încercat să găsesc oameni care erau dispuși să vină să ne ajute și pe noi să ne învețe cum să facem o șosetă. Pe mine, de fapt, eram singur atunci, chiar eram singur. Și uite așa, pas cu pas, după aceea a venit și Sergiu,
a fost primul om care a venit și pas cu pas am învățat împreună cum se folosesc acești roboței. Și ușor, ușor am început să dăm drumul la activitate. La început am făcut niște șosete despre care noi aveam impresia că sunt ce trebuie, dar de fapt erau departe de calitatea pe care o avem acum. Și în fiecare lună, practic, aveam niște cheltuieli, pentru că pe fonduri europene am fost obligați să avem 4 salariați, plus chiria. Aveam aceste cheltuieli, eu aveam niște bani strânși din târg, ani de zile am strâns niște bani și puteam să susțin câteva luni acolo toată treaba aceasta, dar lună după lună noi aveam doar cheltuieli, peste 100 de milioane și nu încasam nimic. A venit apoi un contract cu o firmă din Cluj, The Happy Toe se numește. Am lucrat pentru ei șosete cu desene și cumva prin toată treaba aceasta care ne-a împins la maxim, pentru că șosetele acelea erau de o complexitate extraordinară, am fost forțați cu multe frustrări, nopți nedormite, weekenduri, tot ce vreți, am fost forțați să facem un sistem de lucru astfel încât să ne asigurăm că fiecare șosetă iese foarte bine și la calitatea pe care și-o dorește clientul. Am pus la bază un sistem, mai ales că acest client, The Happy Toe, era extraordinar de pretențios și nu ne ierta nici cea mai mică posibilă eroare. Deci în șosete e foarte ușor să greșești la modele pentru că nu sunt tipărite, ci sunt făcute din ochiuri cu fire și așa mai departe. Am comandat foarte multe fire colorate, ne-am apucat de treabă și uite așa am început ușor, ușor să fim pe linia de plutire, dar bineînțeles că în paralel încercam să facem și alte lucruri. Am prins și câteva contracte cu exteriorul, dar ce să vezi, spre sfârșitul anului trecut 2019, toate contractele s-au dus în cap, pentru că ori fiecare a avut câte o problemă, ori poate, de exemplu, s-a produs la unele contracte mai mult decât s-a vândut și așa mai departe. Am deschis magazin și în mall, unde plăteam chirie 50 de milioane pe 4 metri pătrați, deci 2 pe 2, așa cât e împrejurul meu. Și era aproape imposibil să ne scoatem acea chirie cu șosete decât dacă le vindeam la un preț foarte mare. Și mi-am dat seama că nu e corect pentru oameni. Adică de ce să plătească oamenii care vin să cumpere o șosetă chiria mall-ului? Nu? De ce să nu plătească efectiv produsul? Și toate lucrurile acestea, plus faptul că am fost la absolut toate supermarketurile din România, la absolut toate și toate ne-au dat flit, a venit această idee cumva de la un mentor al meu care se numește Grant Cardone. I-am văzut foarte multe filmulețe și am înțeles ideea aceasta de promovare personală și am vrut să o facem. Și iată că am făcut primul film în care pur și simplu arătam cum se face o șosetă la noi în laboratorul de șosete. Și toate șosetele noastre pe care le gândisem pentru supermarket le-am pus într-o cutie și am zis hai să le trimitem direct la om acasă pentru că chiar sunt șosetele de care are nevoie. De aici totul efectiv a luat turnura pe care probabil mulți dintre voi deja o știți, în care oamenii au venit și au spus că sunt extraordinar de bune șosetele și că sunt mult mai bune decât majoritatea șosetelor pe care le-au găsit pe piață. Ei au spus asta, eu nici nu aveam curaj să cred asta. Deci pur și simplu nu aveam curaj să cred asta, dar au spus ei. Și de acolo ușor, ușor am avut curajul să renunțăm la absolut orice, să ne focusăm doar pe treaba aceasta, pe ideea de a trimite șosetele perfecte, la prețuri corecte, în cutiuțe, la iubiții noștri români, direct de la noi din fabrica, pe care o vedeți în spatele meu, către casele lor. Și așa s-a născut laboratorul de șosete, care acum are misiunea să încalțe toți românii, iar apoi toată lumea, șosetele perfecte la prețuri corecte. Vă doresc o zi extraordinară și o viață extraordinară și minunată, plină de sănătate, împlinire, voie bună și tot ce vă doriți voi. Vă pup și vă iubesc. Și nu uitați, noi românii suntem cei mai tari.